Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Tsukuru Tazaki, cel fără de culoare și anii săi de pelerinaj. Volumul este semnat de Haruki Murakami și apare în anul 2013. Tsukuru Tazaki, un inginer de 36 de ani, a visat toată viața să construiască gări. Visul său a devenit realitate, însă în viața de zi cu zi, în afară de munca pe care o are, pe Tsukuru nu-l bucură nimic. În liceu, Tsukuru avea un cerc de prieteni foarte buni, însă la un moment dat legătura dintre ei s-a rupt brusc, iar Tsukuru nu a înțeles niciodată de ce. Acest regret din trecut, și anume faptul că a pierdut o prietenie atât de importantă, îl urmărește pe parcursul vieții sale. La un moment dat, în viața lui Tsukuru apare o femeie care îl îndeamnă să își găsească din nou prietenii din liceu și să încheie acest capitol din viața sa pentru a merge mai departe. Tsukuru decide să plece în căutarea prietenilor săi, iar această călătorie îl va duce pe Tsukuru înapoi în trecut și în cele mai nebănuite locuri. Romanul urmărește călătoria protagonistului și căutarea amintirilor din adolescența sa. Și în acest volum se regăsesc temele pentru care este vestit Haruki Murakami: singurătatea, căutarea sinelui și condiția umană. Muzica, elementul care stabilește atmosfera în majoritatea romanelor semnate de autor, se regăsește și aici. Protagonistul este urmărit pe tot parcursul acțiunii de melodia La Mal du Pays de Franz Liszt, iar aceasta a fost un perfect sunet de fundal în timpul lecturii, facilitând legătura dintre personaj și cititor. În ceea ce privește personajele, în prim plan îl avem pe Tsukuru Tazaki. Este un om simplu, un om pasionat de munca sa, dar foarte singur și plin de regrete. Trecutul îl ține pe loc, revenind în visele sale în cele mai neobișnuite forme. Tsukuru nu reușește să-și trăiască viața din plin pentru că se simte încă legat de trecut și de prietenii săi din liceu. Nu știe motivul pentru care cei patru l-au alungat din cercul lor și l-au respins, însă își dorește foarte mult să găsească răspunsul, dar până în momentul de față nu a întreprins nimic pentru a afla adevărul. În afară de prietenii lui Tsukuru pe care cititorul îi cunoaște din amintirile personajului și mai târziu din conversațiile pe care le are Tsukuru cu ei, apar și alte personaje importante, de exemplu Sara. Sara este femeia ce apare în viața adultă a lui Tsukuru și ea îl îndeamnă să se întoarcă în trecut și să-și caute prietenii. Pe tot parcursul călătoriei pe care o întreprinde Tsukuru Tazaki, Sara îi este aproape și îl ajută de fiecare dată când acesta are nevoie de ea. Mi-a plăcut personajul pentru că este bine reprezentată. Este o femeie misterioasă, frumoasă, de succes, dar modestă și care apare de fiecare dată când este nevoie de ea. Mi-a plăcut romanul datorită atmosferei și datorită pelerinajului lui Tsukuru Tazaki. Revederea cu prietenii săi din adolescență, schimbările survenite în viețile lor, dar și dezlegarea misterului din spatele respingerii lui Tsukuru au fost o călătorie interesantă. Dacă vă plac romanele despre trecut, mister, prietenie și condiția umană, vă recomand cu mare drag acest volum. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă, pa, pa!